Dragii mei, bun găsit la ultima lecție Educație la înălțime din acest an școlar. Un proiect susținut la nivel național de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, un proiect realizat în parteneriat cu Aspire Teachers și cu Asociația Cartierul Creativ Carolina. Numele meu este Cristina Ciocoiu și sunt profesor la Școala Gimnazială din Craiova și mă bucur tare mult să fiu alături de voi astăzi aici, în Ținutul Lubenițelor și a Prazului. Suntem în Oltenia, regiune cunoscută și pentru dunele sale de nisip. Vă întrebați oare de ce pepenii gustoși și dulci se obțin aici, în patria nisipurilor? Haideți să dăm acestei întrebări răspunsul, dar și altora de același fel, în această lecție despre deșertificare și despre cum putem reduce impactul acesteia. Colegul meu va mâna o mapă. Aceasta este mapa celor 17 obiective de dezvoltare durabilă. Aceste obiective de dezvoltare durabilă sunt un apel global pentru acțiune, pentru a reduce poluarea, pentru a combate sărăcia și pentru a menține pacea în lume. În această mapă, cele 17 obiective sunt prezentate, sunt explicate într-un mod prietenos și creativ și o puteți descărca în format electronic de pe site-ul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Astăzi ne vom concentra atenția pe obiectivul 13, acțiunea climatică, și împreună vom vedea care sunt efectele schimbărilor climatice și ce putem face împreună pentru a le diminua, pentru a le combate. Mulțumesc frumos! Dragi copii, haideți să începem cu o prezentare a zonei în care ne aflăm. Suntem în Oltenia, regiune geografică îngrădită la nord de Carpații Meridionali, în vest și sud de Dunăre, iar în est de râul Olt. Jiul străbate regiunea și o împarte în două părți aproape egale, în care relieful uneia pare să se oglindească în cealaltă. Numită și Valahia Mică, istoria Olteniei este legată de familia craioveștilor, de banul Craiovei Mihai Viteazul, de panturii lui Tudor Vladimirescu și haiducii lui Iancu Jianu. Aici sunt monumente unice în Europa, printre care Coloana Infinitului, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, realizate de renumitul sculptor Brâncuș. Simboluri ale zonei sunt și culele, locuințe boierești fortificate, adică făcute în așa fel încât să ofere protecție în caz de atacuri. Astăzi ne aflăm mai exact în localitatea Dăbuleni, oraș situat în sud-vestul României, în câmpia Olteniei, la 77 de kilometri față de orașul meu Craiova și 200 de kilometri față de București. Dăbuleni a ajuns să fie cumva sinonim cu pepenii, adică este regiunea cea mai cunoscută din țară pentru producția de lubenițe, așa cum le zicem noi pepenilor. De ce am ales să mă aflu astăzi tocmai aici? Pentru că ador să mănânc pepeni cu miez roșu gustos și zemos. Și bineînțeles, pentru a dezluși împreună un mister. De ce această zonă este supranumită Sahara Olteniei? Însă, cum pepenii încă nu sunt gata să-i mâncăm, vreau să trecem la lucruri mult mai serioase. Datele științifice din ultimile decenii arată că globul pământesc se încălzește. Clima se modifică, iar fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente. Uraganele, inundațiile, seceta, creșterea temperaturii medii la nivel global și creșterea nivelului mării prin micșorarea calotei glaciare. Toate sunt semne ale schimbărilor climatice, un fenomen tot mai îngrijorător pentru planetă, iar creșterea accelerată a temperaturii globale în ultimele două secole este mai degrabă rezultatul acțiunilor oamenilor. Ei intensifică așa numitul efect de seră. Ați văzut vreodată o seră unde se cultivă diferite plante sau legume care au nevoie de o temperatură mai înaltă? Ei bine, aceste sere au acoperișuri care permit trecerea soarelui și rețin căldura lui. Așa e și cu pământul. Atmosfera sa reține căldura de la soare prin efectul său de seră. Altminteri, planeta noastră ar fi înghețată. Însă aici intervine problema. Efectul natural de seră este accelerat de tot ce au produs oamenii în ultimele două secole, în special aburi de apă, gaze, precum metanul, dioxidul de carbon și altele. Cum? Prin arderea combustibililor fosili, petrol, cărbune, gaze naturale, pentru a produce electricitate și căldură.
Acestea reprezintă aproape o treime din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Transporturile reprezintă a doua cauza încălzirii globale, urmată de industrii, construcții, apoi de agricultură, de deșertificări și deșeuri. Impactul schimbărilor climatice îl putem observa chiar aici, în Dăbuleni, iar drona ne va ajuta să vedem acest fenomen. Aici nisipul crește an de an teritorii ale Olteniei, din cauza secetei tot mai puternice. Din lipsa apei, porțiuni întinse de pământ, cândva roditor, se macină și se transformă în deșert, cu consecințe grave pentru mediu și agricultură. Din fericire, însă, anul acesta am fost norocoși, pentru că este un an extrem de ploios. O să am nevoie de o cazma, vă rog. Mulțumesc frumos! Ia uitați! Chiar aici, la locul ales pentru filmare, unde se remarcă foarte mult nisip, se observă faptul că pământul nu mai este roditor și este format numai din nisip. Din nisip simplu, din nisip uscat. Se remarcă de asemenea particulele fine de nisip care împiedică creșterea și susținerea plantelor obișnuite de la noi din zona de câmpie. Și ideea este că pe acest nisip nu pot crește decât anumite plante specifice. Mulțumesc frumos! Acest fenomen pe care l-am demonstrat se numește deșertificare. Dragilor, am alături de mine câțiva copii chiar aici din Dăbuleni, Darius, Mihnea și Cristi, care mă vor ajuta la diferite activități și experimente. Ei chiar acum muncesc ceva și le mulțumesc tare mult pentru asta. Mai ales să vă spun că este o căldură sufocantă. Așa cum vedeți în imagine transmise chiar acum de dronă, ei au scris cu pământ negru cuvântul deșertificare și vom vedea ce se va întâmpla la final cu acest cuvânt, ținând cont că este o căldură atât de mare și vântul nu bate. Intrăm acum în direct cu cele trei școli care au câștigat concursul de săptămâna trecută. Însă, să nu uităm să le urăm multă baftă absolvenților de clasa 8-a, care astăzi susțin ultima probă, proba la disciplina matematică, din cadrul evaluării naționale. Din cauza aceasta, știu că mulți dintre voi ne urmăriți de acasă și sunteți online. Să intrăm în direct astfel cu cele trei școli. Vă rog să vă prezentați pe rând și să spuneți de la ce școală sunteți. Începem cu Gherla, județul Cluj. Bună ziua, mă numesc Mălinaș Alisa și sunt de la Liceul Teoretic Petru Maior din Gherla. Mă bucur să vă cunosc și mă bucur că sunteți alături de noi astăzi. Trecem acum la Brașov, în comuna Sânt Petru. Bună ziua, pe mine mă cheamă Călpune Alex, sunt în clasa 1-a de la școala gimnazială Sânt Petru A, județul Brașov. Mă bucur, Alex, să te cunoaștem și fără emoții. O să vedeți că o să avem o lecție foarte interesantă și nu trebuie să avem emoții. Mulțumesc frumos și trecem acum la cea de-a treia școală, care este din județul Sibiu, din Agnita. Bună ziua! Bună ziua! Suntem elevii clasei a 4-a A de la Colegiul Tehnic August Treboniu Laurean Agnita. Am urmărit cu interes lecțiile dumneavoastră sub îndrumarea doamnelor director Lăstun Otilia Bogdana și Petruț Mirela Monica, dar și a doamnei învățătoare Andrei Maria Elena. Mulțumim frumos și salutăm și noi pe toată lumea de acolo din județul Sibiu care ne urmărește cu mare drag. Mulțumesc frumos că sunteți alături de noi astăzi și o să vedeți că o să avem multe provocări pentru voi, așa că încep cu prima provocare. Vreau să vă gândiți cu toții la un cuvânt care să-l asociați cu termenul deșertificare, adică un cuvânt care vă vine prima dată în minte când eu vă spun deșertificare. Poate să fie chiar o cauză sau un efect. De asemenea, și cei care ne urmăresc online, vă rog să scrieți și voi pe chat un cuvânt pe care îl puteți asocia cu termenul deșertificare. Haideți să începem cu școlile care le avem în direct. Școala din Sânt Petru, v-ați gândit la un cuvânt pe care să-l asociați cu cuvântul cu termenul deșertificare?
Căldură. Bravo, este chiar o căldură sufocantă. Da, ia mai gândiți-vă la altceva. Deci este foarte cald, aveți dreptate. Ce mai puteți observa în jurul meu să vă ajute? Ce am arătat eu că avem pe jos? Nisip. Mult nisip, da? Bravo, ați reușit! Felicitări! Trecem mai departe la școala din Gherla. Haideți să vedem acum voi la ce v-ați gândit când eu vă spun deșertificare. Secetă. Bravo, un răspuns extraordinar, secetă. Chiar este secetă în toată zona aceasta, în mare parte a anului, mai ales vara. Și școala din Agnita, voi la ce v-ați gândit? Noi ne-am gândit la defrișare. Corect, și răspunsul vostru, defrișare, este corect. Mulțumesc pentru răspunsuri, să știți că toate răspunsurile sunt cu adevărat legate de deșertificare. Și nisip, și secetă, și despăduriri. Și, bineînțeles, legate de tema lecției noastre de astăzi, și anume acțiune climatică. Dragilor, vom descoperi treptat ce înseamnă deșertificarea. Și eu am avut această discuție cu elevii mei de la clasă și ei au pregătit 3 mini-machete ce reprezintă diferite tipuri de peisaje, machete numerotate, cum le observăm aici, cu numărul 1, 2 și 3. Ce o să facem de data aceasta? Tot voi vreau să vă gândiți, cei care sunteți online, dar și cei care sunt acasă, să scrieți pe chat, da? Răspunsurile la ce tip de machetă, ce tip de peisaj vom identifica în fiecare tip de machetă. Însă întrebările în direct le vom adresa celor 3 școli care sunt alături de noi astăzi. Și astfel începem. Școala din Sânt Petru. Ce tip de peisaj observați în macheta numărul 1? O pădure. Bravo, o pădure, se observă foarte bine o pădure. Și din punct de vedere al reliefului, unde ne aflăm? În zona montană sau în zona de câmpie? Montană. Super răspunsul tău. Se observă clar că ne aflăm în zona montană, unde se dezvoltă pădurea, adică pădurea mai exact de conifere și de foioase. Mulțumesc frumos pentru răspunsul tău corect și vom trece acum la macheta numărul 2. Școala din Gherla. Voi ce peisaj observați în macheta numărul 2? O grădină. Este o grădină. Este o grădină formată din ce mai exact o puteți observa? Flori. Flori și iarbă. Și unde credeți că se dezvoltă acest tip de peisaj cu multe flori și mai ales iarbă? În zona montană sau în zona de câmpie? În zona de câmpie. Corect, în zona de câmpie. Spre deosebire de zona montană, în zona de câmpie, unde precipitațiile sunt mult mai reduse, se observă o vegetație ierboasă, pe care noi o numim în zona de câmpie stepă. Un răspuns foarte bun și al vostru, și ați identificat corect. Și ajungem la macheta numărul 3. Școala din Agnita, vă rog. Ce reprezintă macheta numărul 3? Ce observați aici? O casă. O casă cu o curte. Cu o curte, corect. Și din ce este format solul? Solul? Din nisip. Da, bravo, este nisip. Și puteți observa și iarba uscată și copacii care la un moment dat s-au uscat. Unde credeți voi că ne aflăm? Tot la fel, în zona montană sau în zona de câmpie? Câmpie. În zona de câmpie. Corect, în zona de câmpie. Dar spre deosebire de macheta 2, unde ne aflăm totuși într-o zonă de câmpie cu precipitații puțin mai ridicate față de macheta 3, unde ne aflăm exact într-o zonă, cum o vedeți și aici, în plin fenomen de deșertificare. Mulțumesc frumos pentru răspunsurile voastre și haideți să vedem acum concluzia. Concluzia este că există mai multe tipuri de peisaje, atât în România cât și în întreaga lume, peisaje care sunt influențate sau sunt în strânsă legătură cu relieful, clima și, bineînțeles, solul. Am văzut în zona montană că există vegetație specifică a pădurilor de conifere și foioase,
spre deosebire de zona de câmpie, unde predomină vegetația de stepă, sau acolo unde este atât de cald, cum este și astăzi, unde predomină seceta, se remarcă fenomenul de deșertificare. Să revenim, deci. Ce este deșertificarea mai exact? Haideți să aflăm împreună dintr-un scurt reportaj. Deșertificarea este un fenomen de transformare treptată a unor terenuri cu soluri fertile în deșerturi. Acest fenomen este determinat de temperaturi ridicate, secetă puternică și prelungită, de despăduriri, lipsa irigațiilor, a perdelelor forestiere și agricultura nepotrivită. Ce înseamnă agricultură nepotrivită? Adică exploatarea excesivă a solului cu lucrări și pesticide, dar și cultivarea unor plante nepotrivite pentru tipul de sol și climat din zona respectivă. Unde are loc deșertificarea? Acest fenomen afectează cel mai puternic continentul african, în statele subsahariene. Este prezent în țările din sudul Europei, în state asiatice, precum China ori Iran, în țări din America de Sud, precum Chile. Deci vorbim de un fenomen global, cu efecte devastatoare, care nu este limitat la un singur continent. Nisipul înaintează tot mai mult, pe întregul glob. Deșertificarea influențează în mod negativ biodiversitatea, pentru că multe specii pierd odată cu distrugerea habitatului lor. Deșertificarea este un pericol și pentru supraviețuirea comunităților umane. Tot mai mulți oameni sunt nevoiți să se mute sau să renunțe la fermele sau casele lor din cauza fenomenului deșertificării. Zone întregi sunt abandonate și sate întregi sunt strămutate în zone mai fertile. La scară globală, deșertificarea înaintează anual cu circa 50.000 de kilometri pătrați, cam de două ori suprafața Olteniei. Aproximativ 50 de milioane de persoane ar putea fi strămutate în următorul deceniu ca urmare a deșertificării. Acest fenomen este doar un aspect al încălzirii globale, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea. Ziua de 17 iunie a fost declarată Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Dragi copii, această problemă ne privește pe toți. De aceea, liderii statelor au semnat un acord prin care toți trebuie să facem eforturi pentru ca până la finalul anului 2050 să ajungem la emisii aproape de zero, adică să construim societăți cu adevărat sustenabile din punct de vedere climatic. Am alături de mine un invitat special, un om deosebit născut și crescut aici la Dăbuleni, care în prezent este coleg cu mine la Școala Gimnazială Mihai Viteazu din Craiova. Domnul Adrian Cozeca. Fiind colegul meu de catedră, îmi permit să-i spun pe nume. Adrian, mulțumesc pentru participarea ta în cadrul acestei lecții minunate. Mulțumesc pentru invitație. O să-ți adresez câteva întrebări și vreau să fii sincer cu noi. Adrian, cum arăta acest loc în copilăria ta și cum s-a transformat el din cauza deșertificării? Copilăria mea a început înainte de 1989, Revoluția din 1989, pe aceste meleaguri. Și mi-aduc aminte că aici, unde filmăm acum, erau livezi de pomi fructiferi și pe aceste locuri erau piersici. Aveau niște fructe foarte mari și atunci când mușcai dintr-un fruct, te murdăreai, dar erau delicioase. Tot în acea perioadă, mi-aduc aminte, erau niște pepeni foarte delicioși, foarte zemoși, foarte dulci, cu o culoare vie. Era o plăcere să ai o copilărie în această zona țării și, bineînțeles, și a Dăbuleniului. Mulțumesc frumos! Care crezi că sunt efectele care au dus la formarea procesului de deșertificare aici, la Dăbuleni? În discuțiile mele cu bunicii mei și cu ceilalți locuitori din sat, Dăbulenul este atestat documentar de peste 500 de ani pe acest teritoriu. De peste 500 de ani, aici este nisip. Numai că în anii 70, cu ajutorul unor specialiști din Anglia, s-a făcut sistemul de irigații și astfel apa a fost adusă pe aceste nisipuri pentru a hrăni plantele. Așa cum Nilul
era o binecuvântare pentru Egipt, așa sistemul de irigații este și a fost o binecuvântare pentru dăbuleni. Mulțumim! Și ultima întrebare, ce efecte a avut și are deșertificarea asupra comunităților și a locuitorilor de aici din zonă? După Revoluție, sistemul de irigații s-a degradat, așa că natura și-a reintrat în drepturi, deșertificarea a continuat. Părinții și bunicii noștri mai de mult plecau în Banat sau în Dobrogea, unde erau soluri fertile, și de acolo toamna veneau cu bucate. Acum, când granițele țării s-au deschis, părinții noștri pleacă în străinătate pentru a veni cu bani. Așa. Acum, această deșertificare, această izgonire din casa noastră, are efecte atât sociale, cât și efecte asupra educației. Astăzi, sunt doar 40 de elevi la clasa a patra, în tot Dăbuleniul. Pe vremea mea, sau pe vremuri, existau 4 școli gimnaziale și un liceu agricol. Am înțeles. Chiar se observă. Astăzi, când nisipul bate la ușa fiecărui locuitor din Dăbuleni, este mai greu să rămânem pe aceste plaiuri. Mulțumim frumos, Adrian, pentru răspunsurile tale și dorim să rămâi alături de noi în cadrul acestei lecții, pentru că acum, copii, acest fenomen vom continua și vă voi spune că acest fenomen nu se întâlnește doar aici, în Dăbuleni, ci pe teritorii întinse. Nisipul mușcă din pământul României în fiecare an tot mai mult, iar sudul țării se transformă într-o zonă aridă, cu microclimat mai degrabă deșertic. Regiunea Olteniei are deja 100.000 de hectare și se întinde de la Craiova, Calafat, Corabia. Ce consecințe are acest fenomen? Transformarea în deșert, în Sahara Olteniei. Aș dori să vă exemplific câteva consecințe ale deșertificării printr-un experiment împreună cu asistenții mei, elevii de aici din Dăbuleni, cu Darius, Mihnea și Cristi. Imediat ei se pregătesc să mă ajute. După cum vedeți, aici în față avem 3 tipuri de nisip diferite puse în 3 recipiente. Mai exact, aici există nisip fertil, pământul fertil, negru. Aici este pământul argilos, după cum se observă, și aici pământul nisipos pe care îl găsim în toată întinderea. Băieții o să pună apă, nu imediat, dar o să pună imediat apă pentru a vedea care sunt efectele acestei infiltrări a apei în diferite tipuri de soluri. Haideți, băieți, să începem să vedem dacă vom observa ceva toți în același timp. Hai să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc! Haideți să vedem! Mulțumesc frumos! Ia uitați, da? Unde se infiltrează cel mai repede apa? În nisipul, în solul nisipos. Se observă cum în solul argilos și în solul negru apa încă este la suprafață, se menține, nu atât de repede este infiltrată. Solul nisipos ne oferind un mediu propice creșterii plantelor obișnuite. Astfel, pe nisip nu putem cultiva decât anumite tipuri de plante specifice zonei de aici, precum pepenii, precum viță de vie, precum salcâmi sau curmali. Pentru a întări acest experiment, vreau să urmărim cele 3 recipiente în care elevii de la Craiova au făcut un experiment. Și mai anume ce? În aceleași tipuri de sol, în solul negru roditor, în solul argilos și în solul nisipos, au plantat grâu. Acum 3 săptămâni. Ei au amplasat aceste recipiente, ghivece, la soare, adică la lumină și căldură, și au fost udate constant. Ce se poate observa? Plantele din recipientul cu pământ negru și cel argilos au crescut rapid și sunt figuroase, iar cel cu nisip au crescut foarte greu și nu s-au dezvoltat ca celelalte. Pentru a se dezvolta, plantele au nevoie de condiții optime. Plantele cresc mult mai sănătoase și sunt nouă hrănitoare în solul fertile. Dragii mei, fenomenul deșertificării a fost studiat de decenii bune la o stațiune de cercetare aflată chiar aici în Dăbuleni. De-a lungul timpului, specialiștii au făcut tot felul de experimente pentru a stabili ce măsuri se pot lua pentru a combate deșertificarea și ce tipuri de plante se pot cultiva pe terenurile afectate. Haideți să vedem un reportaj despre aceste plante. Dragi copii, astăzi ne aflăm la stațiunea de cercetare dezvoltare pentru cultura plantelor
pe nisipul Dăbuleni din Dolj. Eu sunt Aurelia Diaconu, directorul acestei stațiuni, o stațiune care s-a înființat în urmă cu 62 de ani, tocmai pentru a schimba aceste locuri în care ne aflăm. În trecut, în anii 50, culturile erau foarte reduse în această zonă, terenul era unul format din dune și se cultiva foarte puțin. Odată cu înființarea stațiunii s-au testat o serie de specii și s-a demonstrat că atunci când irigăm culturile, producția crește foarte mult. Ne aflăm în câmpul de cercetare al stațiunii Dăbuleni, pe nisipuri, unde avem un spectru foarte larg de activitate care cuprinde mai multe domenii și anume legumicultura, unde avem specii noi precum cartoful dulce, bamele, bobul, pepenii de Dăbuleni cu cele trei soiuri pe care le-am obținut la Dăbuleni, adaptate la aceste condiții climatice cu temperaturi de peste 40 de grade, așa cum sunt și astăzi, iar la nivelul solului chiar și 60 de grade Celsius. Aici avem celebrii pepeni de Dăbuleni, brandul care ne-a consacrat pe noi dăbulenii. Se știe că pepenii de Dăbuleni sunt cei mai colorați, cei mai dulci, pentru că sunt obținuți aici, în această zonă, cu mult soare, cu multă căldură. Una dintre preocupările noastre este și aceea asupra plantelor medicinale. Aici avem un câmp de lavandă, isop, busuioc cu diferite arome. Poate ați auzit de oregano, l-ați întâlnit în farfurie de mai multe ori. Să știți că pe nisipuri oregano se pretează foarte bine. Aflăm acum în sectorul pomicultura pe nisipuri. Noi cercetătorii încercăm să aducem noutăți în pomicultura pe nisipuri. Ne aflăm lângă niște pomi de kiwi care au și legat fructe în acest an, iar una dintre speciile de viitor este curmalul chinezesc. Aici avem specia kaki cu mai multe săuri pe care noi le testăm. Avem în testare și murul, smeurul, coacăzul, aronia, afin. Sunt specii de arbuști pe care noi le testăm în ideea de a le oferi soluții tehnologice fermierilor din zona noastră. Avem aici afinul, pe care cei mai mulți l-ați întâlnit în caserole în supermarketuri. Ei bine, să știți că de acum îl putem găsi și pe solurile nisipoase de la Dăbuleni, cu un gust nemai întâlnit. Mă bucur foarte mult că astăzi ați poposit în mijlocul nostru la stațiunea Dăbuleni, unde noi cercetătorii am reușit, într-o muncă de peste 60 de ani, să transformăm un deșert într-un paradis agricol. Și sunt convinsă că cercetarea va fi cea care va da valoare, indiferent de timpuri, acestor locuri. Suntem din nou în direct. Ce credeți oare? Lipsa vegetației, cum se observă aici, și vântul puternic chiar au o influență asupra regiunilor afectate de desertificare? Urmează un nou experiment. De data aceasta mă va ajuta asistentul meu Darius și domn profesor Adrian Cozeca. Un experiment pentru a demonstra influența puternică a vântului în zonele lipsite de deșertificare. După cum vedeți, acolo este o machetă realizată de elevii mei, în care se remarcă chiar și un drum, o șosea pe care circulă mașini, pe care se remarcă o grădină cu culturi agricole, se remarcă de asemenea așezări, până și oameni. Da? Și acum îmi îndrept acum atenția spre cele trei școli care sunt în direct cu noi pentru a le adresa, mă scuzați, câteva întrebări legate despre această influență negativă a vântului. Haideți să dăm drumul experimentului pentru a observa școlile. Ce se observă? Vă rog să dați drumul la experiment, la vânt.
Vântul nostru este înlocuit cu un aer cald suflat de fân, pentru că astăzi, fiind o căldură sufocantă, o zi toridă de vară, vântul lipsește. Vă rog, școlile care sunt în direct, să fiți atenți să vedem ce se întâmplă cu casele, cu oamenii, cu circulația rutieră, cu culturile agricole. Începem cu prima școală. Școala din Sânt Petru. Sunteți atenți? Da, suntem. Privind experimentul nostru, ne puteți spune cum este afectată sau cum credeți voi că este afectată circulația rutieră? Credeți că nisipul îi poate influența cumva pe oamenii care conduc? Ne auziți? Da. Da. Și ne puteți da un răspuns? Cum crezi tu că oamenii, șoferii care conduc, oare sunt influențați de nisip? Eu încurca atunci când conduc? Îi încurcă. Corect, încurcă pentru că nu poți să mai vadă atât de bine drumul și trebuie să oprească pe dreapta, nu poți să continue să meargă. Un răspuns foarte bun. Trecem mai departe la școala din Agnita. Bună ziua din nou! Bună ziua! Pentru voi legată tot de experimentul nostru. Ce credeți că se pot întâmpla cu culturile agricole sau grădinile oamenilor care sunt afectate de nisipul puternic? Se pot face secetă. Se pot. Bravo, este secetă și nu pot crește. Este corect, da. Nu se pot dezvolta și să fie pepenize moși, să fie roșiile, castraveții așa cum trebuie să fie crescute. Un răspuns foarte bun înseamnă că și vântul influențează culturile agricole. Și ultima întrebare pe care o adresăm în cadrul acestui experiment pentru școala din Gherla. Cum sunt afectați oamenii din machetă? Oare oamenii, cum își desfășoară ei activitatea de zi cu zi, poate fi influențată de acest vânt puternic? Da, desigur. Cum credeți voi că pot să fie influențați oamenii? Sau casele? Păi, în primul rând, pot fi afectați de căldură. Corect. Iar dacă vântul este prea puternic, pot distruge casa. Bravo, pot distruge casa. Bravo, un răspuns foarte bun. Pot chiar să fie smulse acoperișurile. Astfel, se poate observa că atunci când bate vântul puternic, într-o zonă lipsită de vegetație, nisipul se ridică și poate avea efecte negative, exact cum i-a spus voi, asupra așezărilor umane, circulației rutiere sau culturilor agricole, așa cum vedem, din păcate, uneori la știri. Mulțumesc pentru răspunsurile voastre, toate sunt foarte bune, vă descurcați minunat! Acum lansăm o provocare. Lansăm o provocare pentru sfârșitul orei. Copii, vă rog să scrieți pe chat mesaje motivaționale prin care susțineți stoparea deșertificării și a impactului acesteia. În maxim 2-3 cuvinte. Câteva din mesajele voastre vor zbura și vor fi citite de alți copii din Oltenia și din țară. Pentru că le vom scrie... Mai bine nu vă spun, haideți să fie o surpriză pentru final. Scrieți pe lângă mesaj și școala și localitatea și poate veți lua legătura cu copiii din țară pentru a colabora astfel în diferite proiecte care au ca temă reducerea efectului deșertificării. Până când voi scrieți mesajele pe chat, eu o să-mi îndrept acum atenția din nou spre cele trei școli care sunt în direct cu noi, pentru că vă propun de data aceasta un joc chiar cu premii. Și acest joc, jocul cu premii, se numește Știi și câștigi. Avem aici un fel de ruletă și să-i spunem ruleta de dăbuleni. De ce îi spunem ruleta de dăbuleni? Pentru că, cum observați, avem un element specific zonei respective, zonei în care noi ne aflăm, și anume pepeni. Însă, vedeți, cum pepenii încă nu sunt copți, ne-am gândit să spunem prin idei jucăușe niște mingi care seamănă cu pepenii noștri.
Asistentul meu va învârti de această săgeată. La un moment dat, se va opri săgeata în cadrul a trei locuri diferite, unde avem acești pepeni. În această zonă avem 5 pepeni, aici 15 pepeni și aici 25 de pepeni. Acolo unde se va opri săgeata, va trebui să răspundeți la o întrebare și dacă răspundeți corect, veți numărul de pepeni care s-a oprit săgeata. Adică veți câștiga pepeni. Pepeni care cu siguranță vor fi livrați la voi acasă, mai exact la voi la școală, imediat când aceștia sunt copți. Întrebările le avem puse pe aceste fanioane. Darius, să învârți prima și prima dată pentru școala din Agnita. Agnita, să vedem oare câți pepeni oare se îndreaptă săgeata. Unde crezi că s-a îndreptat mai mult? Spre aici, nu? Unde avem 15 pepeni. Școala din Agnita, vă rog să fiți atenți. Urmează o întrebare prin care puteți câștiga 15 pepeni. Această întrebare sau întrebarea pentru voi este: precizează o țară unde este prezent fenomenul de deșertificare. România. Bravo, super! România, doar aici unde ne aflăm noi. Bravo, România! Astfel să știți că ați câștigat 15 pepeni care imediat vor fi livrați spre voi atunci când sunt copți. Învârtim din nou roata, de data aceasta pentru școala din Sânt Petru. Te rog să învârți roata. Școala din Sânt Petru s-a oprit la 5 pepeni. Și voi veți avea o întrebare pentru a câștiga 5 pepeni. Haideți să vedem întrebarea de pe fanionul vostru. Precizează o cultură agricolă adaptată solului nisipos. Pepene. Bravo, pepene! Exact, premiul care poate fi câștigat. Un răspuns foarte bun și voi ați câștigat 5 pepeni dulci și zemoși. Și învârtim pentru ultima dată ruleta noastră de dăbuleni. Să vedem unde se oprește acum pentru școala din Gherla. Mai învârtim o dată, te rog. Mulțumesc. Mai învârtim încă o dată, vă rog, pentru că după cum se vede, nu. Hai să vedem unde se oprește acum, să nu mai fie la mijloc. Și tot se îndreaptă mai mult pentru 15 pepeni. Haideți să vedem pentru 15 pepeni o altă întrebare. Precizați o cauză a deșertificării, vă rog. Încălzirea globală. Încălzirea globală, foarte bine, o cauză principală a acesteia. Mulțumesc frumos, asistentul meu, că m-a ajutat și felicitări și vouă, copii, pentru că v-ați descurcat minunat. Vă promit că imediat ce lubenițele vor fi coapte, un curier le va aduce la voi acasă, chiar și așa în vacanță. Sigur veți afla voi când vor fi gata și când vor sosi la voi. Sper că vă place să mâncați astfel de pepeni, așa cum ne place și nouă în această zonă. V-au plăcut experimentele noastre de până acum? Hai să dăm școala din Agnita. Îmi poți spune care dintre experimentele noastre ai văzut că am avut până acum experimentul cu apa, experimentul cu nisipul sau chiar jocul cu lumenița? Care v-a plăcut cel mai mult? Nouă ne-a plăcut cel mai mult cea cu vântul. Cea cu vântul, mă bucur, și cu macheta și cu fânul suflat de asistenții mei. Mulțumesc frumos! Dar școala din Sânt Petru, ce v-a plăcut cel mai mult? Cea cu nisipul. Tot cea cu nisipul. Mă bucur că a fost un experiment reușit. Puteți să faceți și voi acest experiment la școală, când va reîncepe școala. Și școala din Gherla? Cel cu cele trei machete. Super, mă bucur că v-a plăcut diferit.
când aveți drum, să știți că puteți veni la Dăbuleni, da? Pentru a vedea cu ochii voștri fenomenul de desertificare și pentru a gusta exact de la fața locului adevărații pepeni și nu numai. Repet, v-ați descurcat excepțional. Și acum surpriza despre care vă vorbeam. Mesajele motivaționale primite de la voi, pe chat, scrise, au fost scrise de asistenții mei pe mai multe lampioane biodegradabile și vor călători mulți kilometri, poate chiar dincolo de granițele Olteniei. Colegii mei de la Aspire Teachers au selectat cele mai puternice mesaje. Îi las pe asistenții mei să pregătească lampioanele de zbor, în timp ce eu o să verific dacă am primit câteva mesaje de pe chat pentru a vi le putea citi. Imediat îmi verific acum telefonul mobil. Încă așteptăm mesajele voastre pe chat. Întreb și eu pe colegii mei dacă mi se transmit și mie mesajele de pe chat. Așteptăm încă puțin. Așteptăm să vedem ce mesaje minunate ați scris, mesaje pe care asistenții mei au reușit să știți să le scrie pe lampioane, imediat că ce am primit un mesaj. Haideți să vedem! Darius a trimis un mesaj, salvați plantele! Ștefan, din școala Veronica Micle, căldură în suflet! Daniela ne-a scris, ajutăm planeta! Și Carmen Moise, verde egal viață! Ce mesaje interesante! Haideți să continuăm! Școala Ion Creangă, clasa 4B din Brăila, a fost eleva Carmen Moise. Andrei Șerboiu, de la școala gimnazială numărul 7 Buzău, a scris salvați planeta! Exact ceea ce vrem și noi să evidențiem în cadrul acestei lecții. De la școala gimnazială Horea Cloșca și Crișan din Brad, Dorina, de la clasa 4B, a scris stop deșertificare! Plantați copaci! Foarte interesante mesajele primite de voi copii și vă mulțumesc! Dragilor, să nu uităm că la începutul lecției noastre, asistenții mei au scris pe nisip cuvântul deșertificare. Drona ne va arăta acum imaginea de sus cu acest cuvânt scris ca să vedem ce s-a întâmplat cu acest cuvânt. Oare s-a modificat ceva? Ia uitați, văd și eu acum în direct, chiar a apărut încă un cuvânt în plus. Scrie stop deșertificare. Asistenții mei au scris și ei un mesaj motivațional direct pe nisip. Vă mulțumesc, asistenții mei, pentru mesajul vostru pe care l-ați scris. Toate mesajele au fost emoționante și exact ce a spus voi, încercăm să stopăm deșertificarea și să salvăm planeta noastră. Acum încercăm să dăm drumul lampioanelor, să se ducă, să lăsăm să se ducă mesajele noastre și mesajele voastre cât mai departe, în toată Oltenia, în toată țara. Ia uitați, încă se lucrează la ele pentru a putea fi aprinse, este cald și se aprind puțin mai greu, însă noi le așteptăm cu mare drag. Domn profesor Adrian Cozeca îi ajută pe asistenții mei să le aprindă, pentru că prin aceste lampioane conștientizăm o lume întreagă că este nevoie să reducem impactul deșertificării și că stă în puterea noastră ca planetă. Așteptăm în continuare, drona îi așteaptă pentru a se ridica primul lampion. Cred că deja a reușit să-l aprindă pe primul. Drona se apropie treptat de ei. Că se descurcă. Colegii mei din echipa Educație la Înălțime se duc și ei să îi ajute. Ia uitați, unul deja s-a aprins și așteaptă să fie umflat. Se poate observa, văd și eu de aici, de la distanță.
Vă dați seama, elevii fiind de gimnaziu se descurcă puțin mai greu cu lampioanele. Eu însă le mulțumesc încă o dată pe această cale că au venit să ne ajute. Ținând cont că este și foarte cald. A început și nisipul să sufle. Ia uitați, primul deja s-a ridicat. Ia uitați, se vede cum se ridică. Super! Elevii s-au descurcat. Mesajele noastre se duc departe, să sperăm că ies din Oltenia, se duc și în alte regiuni ale României. Drona îl filmează cât mai sus, cât mai sus. Dragi copii, o societate durabilă este una în care avem grijă unii de alții și de mediul din jur. Habitatul nostru natural, din care ne-am desprins și în care am evoluat în ultimele milenii. Astăzi am învățat despre un efect al încălzirii globale pe care noi, oamenii, care ne-am înmulțit pe acest pământ, l-am accelerat punând în pericol viața generațiilor viitoare. Pentru ca greșelile trecute să nu se mai repete, iar lumea pe care voi o construiți să arate altfel, mai verde, mai echitabilă, mai dreaptă, cu mai multă bunătate și adevăr, o lume mai fericită în care să scoatem la iveală tot ce e mai bun și mai sănătos din noi. Peste imagine minunate, peste aceste... Ia uitați cât de departe s-a dus, da? Să observ și eu lampionul nostru, chiar a urcat sus, sus de tot. Peste aceste imagini minunate, ne pregătim să încheiem lecția din Oltenia de la Dăbuleni. Deja și al doilea lampion și-a luat zborul cu mesajele voastre despre stop poluare, să salvăm planeta. Ia uitați, drona a venit să-l filmeze și pe acesta. Această lecție a fost posibilă datorită Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, realizată în parteneriat cu Aspire Teachers și Cartierul Creativ Carolina. Și pentru că este ultima lecție educație la înălțime din acest an școlar, vom încheia cu un scurt reportaj despre impactul acestui proiect. Educație la înălțime s-a dovedit un proiect inovator pentru învățământul din România. Lecțiile cu drona au reușit să aducă în mii de clase locuri unice, monumente reprezentative, experimente impresionante, invitați surpriză. Încă de la prima lecție din Delta Dunării de la Sfântul Gheorghe, impactul proiectului a fost unul extraordinar. Aproape 30.000 de elevi au urmărit prima lecție Educație la înălțime, iar ecourile ei au ajuns imediat în presă. Absolut remarcabil ce s-a întâmplat astăzi. O lecție în direct, ca la televiziune, pentru toți copiii din România. Astăzi a avut loc prima lecție la înălțime, transmisă cu drona, chiar de la vărsarea Dunării, în Marea Neagră. 50 de minute foarte dense în informație, jocuri, teste, experimente, o plăcere. Cea mai importantă lecție învățată la final a fost cea a responsabilității și grijii pentru mediul înconjurător. Peste 30.000 de elevi au urmărit apoi lecție cu lecție traseul național Educației la înălțime, care i-a purtat în Maramureș, la cea mai mică școală din România, pe culmile munților Bucegi, la memorialul de la Sighet, într-un parc eolian din Dobrogea, în Ținutul Făgărașului și la mauzoleul de la Mărășești. Ziarele, televiziunile și radiourile naționale și locale au relatat despre fiecare lecție și despre entuziasmul cu care elevii și profesorii au primit acest proiect în clasele și în casele lor. Acum, peste 2000 de școli sunt înscrise la cea mai mare și cea mai inovatoare clasă virtuală din România. Dragi copii, drona Educație la înălțime își va relua zborul din toamnă cu aripi și mai mari. A fost o bucurie să fiu astăzi alături de voi și doresc să mulțumesc asistenților mei care să vină alături de mine. Le mulțumesc mult pentru ajutorul oferit, ei fiind exact de aici din Dăbuleni. Doresc să-i mulțumesc domnului Adrian Cozeca, colegul meu,
de la școala din Craiova, doresc să mulțumesc echipei Educație la Înălțime și atât eu, cât și toată echipa care ne aflăm astăzi aici, dorim să vă urăm vacanță plăcută! Ne revedem în toamnă!